Salutare, bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube, canal dedicat pasionaților de autoturisme Dacia. Astăzi vă arătăm cum poate afișa navigația date despre consumul de combustibil. Navigația poate prelua date despre consumul motorului din calculatorul de bord al mașinii. Astfel, poate afișa simultan distanța parcursă, consumul mediu, consumul total de combustibil și viteza medie de deplasare. În plus, mai afișează timpul total al deplasării, distanța parcursă fără consum și un scor al modului economic de condus. Acest scor este calculat în funcție de accelerare, indicatorul pentru schimbarea treptei de viteză și anticipare. Un alt plus al acestei modificări este afișajul temperaturii exterioare pe display-ul navigației. Cum spuneam, datele sunt preluate din calculatorul de bord. Interfața are și un buton de resetare al valorilor. Resetarea se face atât pe navigație, cât și în calculatorul de bord. Resetarea se poate face și în modul obișnuit. Dacă țineți lung apăsat butonul aferent calculatorului de bord de pe maneta ștergătoarelor, se vor reseta atât datele din calculator, cât și cele de pe navigație. Acest afișaj al navigației se obține prin adăugarea unui modul numit multiplexor. Dusterul vine din fabrică cu acest modul, cât și modelele din gama Renault. Acesta este multiplexorul. Prețul lui pleacă de la 300 de lei. Instalarea este simplă și la îndemâna oricui. Aveți nevoie de o mufă OBD. Conectați multiplexorul la mașină. Există și posibilitatea de a ascunde multiplexorul în spatele torpedoului, dar despre asta vorbim într-un alt tutorial. Accesați meniul secret al navigației. Acesta se poate accesa în mai multe moduri în funcție de versiunea de soft a navigației. De asemenea, interfața navigației ce conține datele despre consum diferă în funcție de versiunea de soft. Pentru versiunile de soft până în 4.0.6 aveți nevoie de un stick. Poate să fie gol sau să conțină diverse fișiere. Porniți motorul. Opriți navigația. Apăsați plus și apoi minus. Introduceți stick-ul. Acesta este meniul. Magia se întâmplă aici. Să ne mutăm pe o altă versiune de soft, mai exact 9.1.1. Ne folosim tot de un stick, însă acesta conține două fișiere ce ne permit accesul la meniul secret. Când o să facem tutorialul despre meniul secret al navigației, vom lăsa în descriere link către cele două fișiere. Această metodă funcționează de la versiunea de soft 4.0.9 până la ultima versiune de soft înainte de cele cu Android Auto. Versiunea de soft pentru navigațiile ce au Android Auto începe cu 1.0. Urmați pașii: setări, sistem, după care tastați 1, 2, 3, 4, 5. Tastați 2, 3, 8, 3, OK, ștergeți. Tastați 3, 7, 4, 8, OK, iar meniul secret ne este afișat. Atenție! Codurile tastate diferă în funcție de versiunea de soft. Activăm multiplexorul. Această opțiune funcționează împreună cu un alt modul. Ne arată unghiul de înclinare. Le activăm doar pentru a vă arăta interfața, însă nu o să fie funcțional. Setăm afișajul temperaturii pe ON. Activăm modul ECO, cel care afișează datele pe ecranul navigației. Acest buton ține loc de OK. Pentru a salva modificările, îl apăsăm.
Butonul On-Off ține loc de Back pentru a reveni la meniul anterior. Navigația se va restarta. Observăm afișajul temperaturii și noul meniu creat. Acesta va fi afișat în locul hărților. Observați detaliile. Aici este meniul despre care v-am vorbit. Este nefuncțional. Atât pentru astăzi, dacă v-a plăcut, vă invit să dați like și subscribe. De asemenea, vă invit și pe Instagramul meu, Ana de la Radio. Thank you.